Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în Geneza, capitolul 19, un singur verset, versetul 26. Geneza 19 cu 26. Am să citesc din traducerea Fidela, care spune în felul următor: dar soția lui, adică a lui Lot, a privit înapoi din spatele lui și a devenit un stâlp de sare. Amen. Am citit din traducerea Fidela pentru că, în adevăr, după cum este și titlul, de data aceasta redă mai fidel textul ebraic în acest verset. Observați din nou: dar soția lui a privit înapoi din spatele lui. Aceasta lipsește în traducerea Cornilescu și există și în engleză, nu știu ce traducere folosiți acolo, dar în cealaltă traducere: but Lot's wife looked back from behind him and she became a pile of salt. Dacă vă uitați în engleză și căutați în engleză, veți găsi și traducerea aceasta. De ce sunt diferite, uneori diferite traduceri, un cuvânt în plus sau un minus? Este funcție și de manuscrisul care a fost folosit când s-a făcut traducerea. Anumite manuscrise au pierdut anumite cuvinte pentru că sunt vechi, și alte manuscrise au, uitați, but Lot's wife, behind him, observați traducerea English Standard Version, după câte văd acolo. Deci, funcție de manuscrisul care a fost folosit, sunt mici variații în aceste manuscrise și ele se datorează nu faptului că sunt variații în text, nu, ci se datorează faptului că la vremea aceea când s-a scris textul Sfintelor Scripturi, nu uitați, totul se scria de mână. Cei care scriau de mână se numeau scribii sau copiștii și legea era să scrie tot, uneori ca orice om greșeau, trebuia să noteze ce au greșit și dacă greșelile erau mai multe, trebuia arsă porțiunea aceea și când un manuscris devenea prea vechi și mai greu de citit, pentru că era pe piei de vițel sau pe pergament din papirus, o hârtie așa mai groasă, dacă vreți, era copiat și se grăbeau să copieze ca să nu se piardă textul, pentru că folosindu-se mereu se șterge textul și apoi ardeau copia. De ce nu sunt copii originale? Pentru cei ce întreabă, da, este original la Biblie. Nu este original la Biblie, sunt copii foarte vechi, alte științe și alți autori nu au atâtea copii câte are Scriptura. Scriptura are peste 25.000 de copii, de exemplare, ceea ce este un număr impresionant ca să poți să demonstrezi adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu și eficacitatea Sfintelor Scripturi. Deci, în textul nostru spune că soția lui Lot a privit înapoi pe când stătea în spatele lui Lot, înapoi a lui Lot. Este important și vom vedea de ce. Dar dați-mi voie să încep mesajul cu această observație. Una din marile preocupări pe care noi trebuie să le avem este aceasta: ca oameni ai lui Dumnezeu și ca oameni morali, dacă plecăm de pe pământul acesta, toți vom pleca, întrebarea este: ce lăsăm în urmă?
ce moștenire rămâne după noi? Ce vor spune cei din urma noastră? Nevasta lui Lot a lăsat o pildă rea, negativă. Domnul nostru Iisus Hristos chiar o folosește în această direcție când va zice în Luca 17:32, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. De ce? Pentru că pilda pe care a lăsat-o în urmă este o pildă de neascultare de Dumnezeu. Și a pierit. Deși era soția unui om neprihănit, a pierit. Deși a fost avertizată de pericol, în Geneza 19:17, să nu vă uitați înapoi, a privit și a pierit. Deși a făcut un efort spre salvare, a ieșit din Sodoma. Și tu ai venit, ca și mine, la biserică. Totuși, a pierit. Deși a fost separată de sodomiți, avea o familie normală. Totuși, a pierit. Deși a făcut un singur păcat, sigur că a avut ea mai multe, cum avem și noi, dar a făcut un singur păcat, evident, în clipa în care a stat de vorbă cu Domnul, cu Îngerul Domnului. S-a uitat înapoi. A pierit. Și Domnul spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Păstrați în memorie lucrul acesta pentru că este important. Este important pentru fiecare dintre noi ce lăsăm în urmă. Acesta este și titlul mesajului meu de astăzi. Ce lași în urmă? Ce lași în urmă? E o întrebare. Să-l scrieți sub formă de întrebare. Sunt trei aspecte esențiale în acest verset 26 din Geneza 19 care ne arată ce s-a întâmplat cu soția lui Lot și de ce pilda pe care ea a lăsat-o pentru generații este o pildă care trebuiește evitată. Trebuie să învățăm din exemplele biblice care sunt pozitive, să trăim la fel, iar din cele negative trebuie să ne ferim. Trei lucruri. Primul lucru este practica neascultării ei. Dar soția lui a privit înapoi. Ce a făcut ea? Care e practica neascultării ei? Și practica multora din generația noastră. Două lucruri. Primul este tocmai privirea. Majoritatea păcatelor noastre, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne intră în suflet prin privire. Prin ce vedem. Pentru că aceasta ne influențează. Haideți să vă dau trei exemple biblice. Eva, în Geneza 3:6, ce spune? A văzut și i-a plăcut ce vede. E de dorit să mănânce și din pomul acela. Și ne-a dus unde suntem astăzi, prin neascultarea ei și a lui Adam, care era prezent lângă ea. Al doilea exemplu este Lot, soțul Doamnei Lot din istoria noastră. Uitați-vă în cazul lui Lot trei lucruri pe care le-a făcut negative și care l-au adus în situația în care știm istoria. Geneza 13:10, dacă îl puneți pe ecran, atunci când Avraam i-a zis sunt prea mari turmele noastre și pășunea este săracă, să nu ne certăm că suntem rudenii, să nu se certe slujitorii noștri. Dacă tu mergi la dreapta, eu mă duc la stânga, dacă tu mergi în nord, eu mă duc în sud. I-a dat
dreptul și favorul să aleagă, măcar că era mai tânăr și a îngrijit Avraam de el. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului, că era bine udată. Deci, a văzut că era ca o grădină a Edenului. Și i-a plăcut ce a văzut. Primul lucru, observați cum merge din aproape în aproape. Primul lucru, a văzut. Și după ce a văzut, a durit. A zis, o fi bătrânul Avraam mai mare decât mine, mie asta o văd și asta îmi place. Cum a zis Samson către părinții lui, luați-o că mi-o place. Arată bine, eu și-am văzut-o, asta îmi trebuie. Primul lucru, a văzut și a ales. Pasul 2 al lui Lot, care l-a dus la probleme. Versetul 12 din același text. Avraam a locuit în țara Canaan. Uitați-vă la Lot. Iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până unde? Până la Sodoma. După ce a văzut și i-a plăcut, următorul pas s-a făcut vecin cu Sodoma. Până la Sodoma. A zis, nu o să pățesc nimic dacă mă duc până acolo. Și-a urmat pasul 3, Geneza 19 cu 1. Ia uitați-vă, pasul 3, care i-a fost fatal. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea unde? În poarta Sodomei. Iată-l că Lot este acum un demnitar, membru în consiliul orașului, că cei ce stăteau la poartă erau oamenii grei. A văzut și a ales câmpia Iordanului. S-a întins până la Sodoma. A zis, am turme mari. Pot să fac, dacă mă întind până acolo, fac comerț cu ei. După ce a făcut comerț cu ei, cred că locuitorul din Sodoma a zis, păi tu ești aproape ca un rege. Intră în cetate. Tu ești o persoană influentă. Facem târg cu tine. Schimburi de mărfuri. Te alegem în consiliu, pentru că tu ai turme, ai greutate. Și iată-l că este membru în consiliul orașului, din aproape în aproape. Dar problema i-a fost la început în vedere, că s-a dus după ce vede. Și apoi avem pasajul din 1 Ioan 2 cu 16, pe care Duhul Domnului ni-l aduce aminte și ni-l spune așa, căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia sau mândria vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Practica neascultării soției lui Lot a fost că a privit. A privit. Deci primul lucru pe care l-a făcut a fost privirea. Și al doilea lucru este patima din privire. Rădăcina ebraică a cuvântului a privit înapoi are în componența sa sensul de a tânjit, a privit cu tânjeală, cu pasiune, cu patimă, după ce a lăsat în urmă. Fiind bogați, cine știe ce casă, ce palat a avut în Sodoma. Ce slujitori a avut acolo. A fost tânjire, pasiune, patimă în privire. Tocmai de aceea Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă în Coloseni 3 cu 2, traducerea fidelă din nou. Puneți-vă dragoste în cele de sus, nu în cele de pe pământ.
Gândiți-vă la lucrurile de sus, spune Corneliescu, nu la cele de pe pământ. Însă sensul grecesc este acesta, puneți dragoste și pasiune în lucrurile de sus, nu în cele de pe pământ. Și atunci, întrebarea, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este aceasta. La ce sau pentru ce ne bate inima mai tare? Sau la ce tresărim și apoi tânjim? Aduceți-vă aminte de Israel. Îl înfruntă pe Moise și pe Aron, potrivit numeri 11, 4 la 6, și apoi numeri 21 cu 5, și îi spun, noi când ne uităm în jurul nostru, nu vedem numai deșert, șerpi, totul e ars, nu ne atrage nimic. Adunăturii de oameni, uitați cum îi numește, adunătură, care se aflau în mijlocul lui Israel, deci cei ce au ieșit împreună cu poporul, le-a venit pofta, ba chiar și copiii lui Israel, că sigur că se încing unii de la alții, au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Următorul verset, uitați-vă, ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam, că trăiau în delta Nilului, în Egipt, și care nu ne costau nimic, că era fain să stai la pescuit. Ne aducem aminte de castraveți, de pepeni, le plăcea lebenița, de praz, de ceapă, de usturoi. Este patima din priviri. Sunt oameni care se uită la tine cu patimă. Și fii atent, domnule, cine are Mercedes, încă așa se uită. Fii atent la doamna aceasta, cum este îmbrăcată. Se cunoaște. Cuvântul românesc este, spune, nu-i stă bine ochi în cap. Este patima din inimă. Patima din priviri. Practica neascultării se vede în privire și în patima sau pasiunea din privire. Soția lui Lot a avut tocmai această privire înapoi, înapoi spre Sodoma, spre Palat, înapoi spre pește, spre usturoi și de aceea pilda ei, moștenirea pe care o lasă în urmă, este una tristă. Pentru că o privire de felul acesta te duce la neascultare de Domnul, te duce la a fi neatent și te duce la a-ți îndupleca voința să faci lucruri neîngăduite, lucruri rele. Deci, primul lucru legat de ce lași în urmă, din exemplul soției lui Lot, este practica neascultării. Al doilea lucru este poziția din neascultare. Cuvântul Domnului spune că a privit înapoi, de aceea am folosit traducerea Fidela și englezească, care arată ce vă spun eu, din spatele lui. Doamna Lot n-a vrut să meargă la pas cu soțul. Nu că era femeie și săraca era obosită și mergea mai încet, nu. Ea a vrut să meargă mai în urmă. Și așa sunt mulți oameni astăzi. Vin la urmă, vă dau un exemplu, că îl cunoașteți bine. Vin la urmă la biserică, se așează pe băncile din urmă, pentru că dacă stau acolo, vin când vor și pleacă când vor. Comentează cum vor și nu dau socoteală la nimeni.
Și încă unii dintre ei, i-am întâlnit foarte mulți, au chiar vorba aceasta. Păi, frate Gog, nu toată lumea stă pe prima bancă ca dumneavoastră. Noi și în rai vrem să fim ultimii oameni, numai să se închidă ușa după noi. Dacă ai poziția aceasta, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu vei ajunge în rai. Că Dumnezeu nu bagă cu forța pe nimeni în rai. Pe nimeni. Dacă stai numai în urmă, stai în spate și nu te implici cu poporul Domnului, să fii parte din oștirea aceasta numită poporul Domnului, moștenirea pe care o lași în urmă va fi una amară. Uitați-vă din nou la două lucruri în cadrul soției lui Lot, la poziția ei. Primul lucru este apatie din spatele lui. Adică nu o motiva nimic să meargă la pas cu soțul ei. Așa cum sunt și astăzi oameni pe care nu îi motivează nimic să fie primi în fapte bune, după cum spune Tit 3 cu 8 și cu 14. Trebuie să fim primi în fapte bune. Pe unii nu îi motivează lucrul acesta deloc. Nu o motiva nimic să fie grabnică la ascultare de cuvânt. Tocmai îi spusese Domnul și ei și lui Lot: fugiți și vă scăpați viața și să nu vă uitați înapoi. Iacob 1 cu 19, cuvântul Domnului ne spune să fim grabnici la ascultare. Ea n-a fost. Pentru că este apatică. Dar de ce să mă grăbesc? Dar de ce să mă implic? De ce să donez eu? De ce să fiu eu iarăși astăzi la biserică? De ce eu? De ce eu? Dacă tot întreb de ce eu, într-o zi, ne va răspunde cineva și nu o să ne placă cum ne răspunde. Este apatie. Și al doilea lucru, în cazul soției lui Lot, în ce privește poziția pe care a luat-o, este asistență firească. Frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă la aceste trei lucruri. Fiind în spatele lui Lot și a fetelor lui, cu siguranță. Deci fiind dinapoi a lui Lot, ea a profitat firește de trei lucruri. Primul, a putut privi înapoi fără să fie văzută. Domnul a spus să nu priviți înapoi. Că dacă era lângă Lot și o vedea că se mișcă și vrea să întoarcă, Lot îi spunea: dragă, ce vrei să faci? Înainte, la țoar. Dar a zis, nu mă vede nimeni. Și și-a întors privirea. Doi, a putut să privească înapoi, păcătuind, neascultând de Domnul, fără să fie mustrată. De ce îmi trebuie să-mi tot spună mie păstorul și să mă tot predice? De ce trebuie să-mi spună ce să fac? Nu știu eu ce să fac? Dacă n-a văzut-o nimeni, nu i-a spus nimeni nimic. Și trei, a putut privi înapoi fără să poată să fie oprită. Pentru că a stat în spate. A stat lângă, aproape adică de soț și de fete, n-a stat în pas cu ei. De aceea, în timpuri ca acestea, nouă, ne trebuiește o atitudine nouă. Noi trebuie să învățăm din exemplul acesta, din acest caz de studiu, soția lui Lot, despre care Iisus Hristos ne recomandă: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Să nu pierdeți din vedere lucrul acesta, pentru că voi trebuie să lăsați în urmă o moștenire glorioasă, binecuvântată. De fapt, uitați-vă la al treilea lucru, produsul neascultării ei. Produsul neascultării ei. Am văzut practica neascultării, poziția din neascultare, stătea în spate, și trei, produsul
din neascultarea ei, a devenit un stâlp de sare. Sunt două lucruri din nou învederate în aceste cuvinte. Dar înainte ca să le numesc pe cele două lucruri, trebuie să vă readuc aminte de un fapt. Este bine, este pozitiv să fii un stâlp în casa lui Dumnezeu. Este bine. De asemenea, într-o casă mare, într-o construcție mare, stâlpii care susțin și sunt podobiți, ornați frumos, sunt o cinste arhitectonică, o putere pe care se sprijină casa. Dar în cazul soției lui Lot, exemplul ei este unul negativ. Două lucruri. Primul este dezonoare. Ea a devenit un stâlp. Dar ce stâlp? De sare. Un stâlp de sare. Adică dezonoarea se vede în faptul că a devenit un bun de nimic. Un exemplu negativ. O pildă pe care să nu urmeze nimeni. Este moștenirea ei. Dezonore. Și al doilea, disfuncționalitate. La ce poate servi pilda soției lui Lot? Este exemplu de ascultare? Nu. Este exemplu de urmat? Nu. Este un exemplu negativ. Moștenirea pe care ea a lăsat-o în urmă este o moștenire pe care nu trebuie să o aibă nimeni, dar nimeni. Și atunci, în concluzie, când se va scrie epitaful meu, epitaful tău, Saul, primul împărat al lui Israel, a avut un epitaf pe care să nu-l aibă nimeni. Când în sfârșit a realizat că a călcat porunca lui Dumnezeu, a zis către Samuel, către profet, am lucrat, cum? Ca un nebun. Ăsta este epitaful lui. Asta este marca lui. Ca un nebun. Imaginați-vă pe piatra funerară să se scrie împăratul care a lucrat ca un nebun. Asta este moștenirea. Soția lui Lot, femeia care putea să fie pilda din Proverbe 31. Femeia din Proverbe 31. Harnică, curajoasă, îndemânatică, care iubește familia, care se sacrifică pentru familie, în care se încrede inima soțului și încredințează lucruri mai mari decât de obicei se întâmplă într-o casă. Este persoana care e vorbită de bine la porțile cetății. Un stâlp în societate, un stâlp în familie. Să doamna Lot a devenit un stâlp de sare, dezonorată, inutilă. Întrebarea în concluzie este, ce lași în urmă? Ce rămâne după noi? După mine, după casa mea, după tine, după familia ta, după activitatea din biserică? Care este practica ta? Care este poziția din care faci ce faci? Stai în spatele unor oameni cu influență și te ascunzi după influența lor, că unii fac lucrul acesta. Noi suntem prieteni cu șeful instituției,
cu profetul cu tare, cu profetul cu tare, și se ascund după nume mari. Dar ce fac eu? Ce faci tu? Mă rog Domnului ca Dumnezeu să pună în inima noastră gândul acesta, să ascultăm de Domnul. Dacă Domnul a spus, mergeți înainte, să mergem înainte. Dacă Domnul a spus, nu mai priviți înapoi, nu mai priviți înapoi. Pentru că vrem, eu vreau și mă rog pentru casa mea și mă rog pentru Biserica Emanuel. Dacă tot este vorba de un stâlp, fiecare din noi să fim un stâlp de cinste în casa lui Dumnezeu, ornat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu daruri, cu roadă, cu credincioșie, cu cunoașterea cuvântului, cu ascultare de cuvânt. Astfel de stâlpi are nevoie casa Domnului, astfel de stâlpi trebuie să fie în casele noastre. Vrei tu să fii stâlpul acela? Eu vreau să fiu în mâna Domnului un stâlp de cinste, un vas de cinste, și cred că Domnul se bucură de oricare dintre noi care vrem să fim lucrători împreună cu El. De aceea rostesc peste biserică îndurarea și mila Domnului. L-am dezamăgit pe Domnul în multe feluri, dar încă suntem în viață și ne putem îndrepta ca să putem să ascultăm de Domnul și să ne bucurăm de rezultatele ascultării și nu ale neascultării. Fie ca moștenirea noastră, pe care o lăsăm în urmă, în engleză the legacy, pe care o lăsăm în urmă, ca pildă pentru urmașii noștri, să fie una de ascultare de Domnul. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului, spunem, Doamne, înțelepțește-mă să te ascult și înțelepțește-mă să umblu în adevărul tău. Nu în clipa aceasta îmi vorbești un lucru și în clipa următoare eu îți demonstrez că nu pun preț pe cuvintele tale, ca nevasta lui Lot. Ai spus să ne aducem aminte de ea. Doamne, vreau să-mi fie în față exemplul acesta pentru ca eu să mă ferez de el. Rogă-te împreună cu mine și cheamă numele Domnului peste tine și casa ta.